La parohia Otraca Pustă din Ungaria s-a desfășurat ieri prima conferință preoțească misionar-pastorală din acest an. Lucrările conferinței au fost precedate de Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, iată că ne-am înfrâncit să ajungem și această zi, în acest an deosebit de dificil și care a pus la încercare fața întregului pământ prin perioada epidemiei, să ne întâlnim din nou ca și în vremurile bune și să putem să avem împreună atât Sfânta Liturghie, cât și conferința preoțească misionară pastorală prima din acest an, în acest loc minunat, la parohia din Otlaca Pustă, bineînțeles într-un loc special și anume la altarul de vară de lemn, în stil maramureșan, închinat Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, situat la marginea satului, într-o zonă naturală deosebită, de o frumusețe deosebită, am putea să spunem, pe un picior de plai, pe o gură de rai și respectând în felul acesta și faptul și dorința de a sluji în aer liber pentru a putea să ne ocrutim sănătatea. Pe de altă parte, iată că ne-am întâlnit împreună în duh de rugăciune, în primul rând la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, preoții Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, pentru ca după aceea să avem și această conferință preoțească misionar-pastorală, care în acest an este dedicată, bineînțeles, una dintre temele stabilite pentru întreaga Patriarhia Română și anume filantropilor ortodoxi, pentru că, iată, cu ajutorul Bunui Dumnezeu aici la comunitatea românească din Ungaria, de multă vreme, din secolul al XIX-lea, ne-am învrednicit și noi să avem pe unul dintre cei mai mari filantropi ortodoxi români pentru românii din părțile Ungariei și a Transilvaniei, și anume Emanuel Gojdu, care atât în timpul vieții, cât și după plecarea sa din această lume, a făcut foarte mult pentru credincioșii ortodoxi români din Budapesta, dar nu numai de acolo, ci așa cum am spus și din părțile Ungariei și ale Ardealului, prin bursele nenumărate pe care le-a oferit Fundația Gojdu după plecarea sa la cele veșnice. În cadrul conferinței, Părintele Protopop Marius Maghiaru a prezentat referatul Emanuel Gojdu, mare filantrop creștin pentru românii din Ungaria și Transilvania, Fundația Gojdu, istoric, realizări de seamă, probleme legate de funcționarea și încetarea activității și perspectivele ei pentru viitor. Astăzi ne aflăm în satul tradițional românesc Otlaca Pustă din Ungaria și ne-am adunat astăzi noi preoții Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria pentru a ține conferința preoțească de vară. Și cu ocazia acestei conferințe eu am avut sarcina de a vorbi despre marele mecenat al neamului românesc din Ungaria și Transilvania, Emanuel Gojdu, pentru că în acest an comemorăm 150 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. Emanuel Gojdu în anul 1869 a înființat Fundația lui Gojdu, care odată cu moartea sa a intrat și în vigoare și a început să funcționeze și a funcționat până în anul 1920, când din anumite motive istorice funcționarea fundației, din motive cunoscute istorice, a fost suspendată. Din imobilele Fundației Gojdu, unul i-a revenit parohiei românești din Budapesta, în care funcționează până astăzi o capelă românească.